Bine ați venit pe canalul meu culinar, dragele mele! Astăzi pregătim tort pădurea neagră. Este un tort delicios și aspectos. Așadar, vă invit să vedem de ce avem nevoie ca să ne apucăm de treabă. Pentru blat avem nevoie de 6 ouă, 150 de grame de zahăr, 120 de grame de făină, 25 de grame de cacao, o linguriță praf de copt, 50 ml ulei, 40 de grame de ciocolată neagră și sare. Și mai avem nevoie de 600 ml frișcă lichidă, un borcan de compot și mai folosesc o cutie cu cireșe în sos, esență de vanilie și 150 de grame de ciocolată pentru decor. Vom face blatul pentru început. Punem în vasul mixerului cele 6 ouă, praful de sare și zahărul și mixăm până ce își va tripla volumul. Ouăle noastre și-au triplat volumul, acum vom scoate vasul din mixer și vom adăuga făina, cacaua și praful de copt. Le vom trece printr-o sită. Le vom adăuga în 2-3 tranșe. Amestecăm ușor, cu mișcări lente și largi. Am terminat de adăugat toate ingredientele uscate, acum vom adăuga uleiul și ciocolata. Ciocolata deja am topit-o pe baie de apuri, acum vom pune uleiul peste ciocolată, amestecăm foarte bine cele două ingrediente. După care vom lua puțin din compoziția făcută, amestecăm foarte bine și vom turna totul peste compoziție. Amestecăm la fel, cu mișcări lente și largi. Și compoziția este gata. Acum, pregătim o tavă rotundă, cu dimensiune de 24 cm. O voi unge cu unt. Apoi, voi așeza o hârtie de copt, doar pe fundul tăvii. Și turnăm compoziția în tavă. După care o vom băga în cuptorul încins la 180 de grade pentru 25 de minute. Cât blatul este la cuptor, vom bate frișca. Spre final vom adăuga esența de vanilie, 2-3 lingurițe, mai mixăm puțin și este gata. Nu o vom bate foarte tare ca să putem lucra cu ea. Am scos blatul din cuptor,
Îl voi lăsa la răcit să se răcească complet, după care îl voi tăia pe dintre ei și vom pregăti ciocolata. O voi da pe răzătoarea mică. După ce am dat ciocolata pe răzătoarea mică, vom strecura vișinile. Zeama compotului o voi folosi pentru însiroparea blatului, iar cu câteva vișine vom decora la final tortul. În zeama compotului vom adăuga 2 linguri cu zahăr și amestecăm foarte bine. Eu astăzi voi folosi cireșe în sos. Voi desface cutia să vedeți cum arată în interior. Sunt speciale pentru acest tort. Dumneavoastră puteți folosi vișinele din compot, dar mai întâi trebuie scurse foarte bine de zeamă. Cam așa arată. Acum, dacă avem toate ingredientele pregătite, mergem să pregătim tortul, să-l asamblăm. Voi pune puțină frișcă pe platou. Venim cu primul blat. Îl însiropăm foarte bine. Apoi venim cu primul strat de frișcă. Distribuim pe toată suprafața. Am terminat de întins frișca, apoi voi așeza cireșele cu sos, le voi așeza în cerc. Dumneavoastră, dacă vreți, puteți pune mai dese pe toată suprafața. După care venim cu al doilea blat, vom proceda la fel. Însiropăm foarte bine. Apoi punem frișca. Cireșele în sos sau vișine din compot ce avem. Trebuie să avem grijă cum împărțim frișca să ne ajungă și pentru a înveli tortul și decora puțin la final. Am pus cireșele, voi așeza ultimul blat, vom presa puțin, însiropăm și aici foarte bine. Și învelim tortul cu frișcă. Am învelit tortul cu frișcă, acum îl vom decora pe margini cu ciocolata dată pe răzătoare. Vom lua câte puțin în mână și lipim ușor fără să ne grăbim.
Acum vom face cu poșul niște rozete. Și la final vom pune câte o vișină peste rozete. Restul de ciocolată îl voi pune pe mijlocul tortului. Distribuim ușor pe toată suprafața. Și acum vom băga tortul nostru în frigider peste noapte. Am scos tortul din frigider, acum poate fi tăiat și servit. Așa arată tortul nostru, este un tort frumos, pot spune că este un tort foarte gustos, v-aș sfătui să puneți mai multe vișine decât am pus eu, pentru că cireșele sau vișinele îl face special, adică combinația dintre frișcă, blat și vișină este extraordinară. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă spun spor la gătit și poftă bună! Iar pentru mai multe rețete, te invit să te abonezi la canalul nostru. La revedere!